de dansat am dansat, de mâncat pizza o să mâncăm, dar știi ce mai fac fetele la o petrecere în pijamale? Sunt curioasă, ce? Își împletesc părul. Noi ducem asta la un alt nivel pentru că ni se alătură Adi Perjomski. Bine ai venit, Adi! Bine v-am găsit, mă bucur tare că sunt alături de voi. La petrecere. Petrecem în pijamale astăzi. Normal, uite, chiar dacă suntem la petrecere de pijamale, de ce nu? Pentru fiecare ocazie, cred că noi trebuie să arătăm bine tot timpul. Și atunci trebuie să facem un pic diferență. Uite, petrecerea în pijamale, practic, seamănă un pic că ne ducem, ne pregătim de somn după, nu? Și atunci părul nu trebuie să fie prea exagerat cu apa sau venind din oraș, oricum părul este aranjat. Și atunci trebuie să-l pregătim de seară. Fie că putem să aplicăm niște produse care acționează pe perioada nopții pe păr, fie că trebuie să nu strângem părul foarte tare, în niciun caz cu elastice strânse, ci pur și simplu să folosim câteva elastice din bumbac natural ca să nu stranguleze firul de păr, să nu îi facă un șoc și să nu-l rupă, pentru că și el trebuie protejat și pe timpul nopții. Da, apropo de protecția părului pe timpul nopții, dormim cu părul prins noaptea sau îl lăsăm desfăcut? Depinde cum e părul. Eu aș recomanda să se doarmă cu părul prins, dar atenție cum trebuie prins, să nu fie prea strâns. Și atunci ori poți să-l sucești într-un nod. Uite cum am făcut, asta e mai de petrecere până să te duci la somn, dar când te duci la somn poți să-l desfaci. Poate să fie desfăcut și atunci ușor de tot prins cu împletituri foarte largi, pentru că repet, el nu trebuie strâns și nu trebuie sugrumat. Asta trebuie să se întâmple. Dar mai bine haideți să vă arăt și vouă, că trebuie să aveți și voi o coafură de pentru și pe noi. Păi nu știu, ceva prins pentru... Uite, avem și lung pe Emily cu Cati și pe tine, cum să nu? Da. O să fim și noi astăzi modele, capetele tale frumoase, super. Uite, putem să-i prindem tu, Cati, aici. Putem să-i prindem părul foarte lejer, uite, într-o coadă, să nu fie foarte strânsă. Da. Bine, părul tu ți l-ai creponat mai devreme. Da, îți place? Da, îmi place foarte mult și îți vine foarte bine cu baleajul. Pentru o petrecere pijamale? Este foarte potrivit, pentru că e într-adevăr păr aranjat pe natural, poți să-l mai desfaci, să-i dai o textură mai frumoasă, poți să-l folosești un produs foarte light de păr, dar dacă pui acel tratament leave-in, ăla te ajută și mai bine, pentru că el hrănește părul pe timpul nopții. Haideți să-l prindem. Într-adevăr, se mai pot face și împletiturile foarte light, dacă vrei să-ți fac o împletitură imediat, pentru că astfel părul nu stă respirat pe toată perna, nu ți se încurcă când te agiți în somn și atunci dimineața când te trezești, nici coafiura nu este stricată, pentru că nu strângi împletitura foarte tare, este light făcută. Dar și așa mă urme. Nu e incomod atunci la petrecerea pijamale? Sigur că da, păi merge potrivit, dar apoi când dormim e destul de dificil de purtat cumva. Păi nu, părul împletit foarte light. Și ție îți place mai mult să dormi cu părul desfăcut? Nu, eu îmi prind părul. Îl prinzi părul, exact, nu l-ai desfăcut, cât se poate de lejer. Și asta am zis, există și varianta asta. Dar al meu ar merge? Cum să nu meargă? Bineînțeles, mai ales pe păr prins. Tu ești foarte norocoasă că părul tău stă coafat mult, tot timpul. Mult, da, deci, am venit aici când am auzit de coafat, tac, am zis, păi zic da, că... Păi hai, nu vrei să nu vrei să te coafeze? Băi, de când dacă tot ai venit. Da, veni să se laude, care păr frumos. Nu, uitați, am venit la părul meu, dar părul meu e destul de scurt. Blondă, mă faci? Întotdeauna, am mai vorbit noi despre blond, bineînțeles. Uite cât de norocoasă ești tu cu părul tău superb și poți să lași doar 2-3 șuvițe și în rest poți să ți-l prinzi pur și simplu cu 2-3 agrafe, cât mai lejer, fără să-l agresezi foarte tare și de obicei dacă îl prinzi cât mai în vârful capului pentru a nu te deranja la ceafă, pentru a nu se zburli prea tare și dacă îl prinzi, am zis, repet, cu oricun elastic din bumbac foarte mare, ori cu două agrafe, dar astfel încât să nu fie prea puternice, să nu fie pe scalp ca să nu-ți irite scalpul. Sau cu un creion. Eu sunt foarte curioasă, care sunt trendurile momentului, pentru că mie mi se pare că pe covorul roșu în America vedem mai multe femei, doamne, superstaruri, care... aproape necoafate. Care pleacă de la pijama party. Exact. În curând o să le vedem îmbrăcate și în pijamale, cred eu. Dar am și văzut, de fapt, am și tot acolo. Mă bucură foarte tare că trendul se duce pe o zonă foarte naturală, din ce în ce mai mult. Și atunci naturalețea înseamnă să arate și bine. Și așa, acea naturalețe ușor dezordonată, părul nu stă tot timpul numai buclat, cum vedem în reviste, retușate, prea coafat. Îmi pare foarte rău, părul meu stă tot timpul buclat. Buclat, dar eu vorbesc de acele câteva pirișoare sau șuvițe care îți ies din coafire. Astea sunt naturale. Da. Pur și simplu e natural să se miște, pentru că și părul este organic, te miști, mai pic o șuviță, două, deci e foarte clar, nu trebuie să fie fixat și înțepenit. Da. Și dacă te întreb de styling, da, este un trend pe natural, bucle nu sarmale, nu acelea prea finisate, ci cu vârful mai lăsat.
lăsat bine acum, dacă șterzi butăcești. Da, se vede bine și dintr-o parte. Să fie pe asimetric. Dacă ai un somn zbuciumat, te trezești astfel cu apa. Fii cum dansez eu. Să ne imaginăm, nu mai puțin, să ne imaginăm că Manjda îi place rock-ul. Eu așa dansez la party. Bun, păi atunci nu o să-ți împinge. Nu cred că s-a văzut, mai arată-ne. Dar ce mă atunci? E o altă soluție, că poate dansez. Dar când te duci la culcare, părul nu trebuie să fie atât de prins și atât de înțepenit, mai pentru a nu-ți da dureri de cap și pentru a te ajuta să dormi liniștită și să nu se strice coafiura pentru a doua zi. Exact, de asta ziceam. Dar având în vedere că vorbim despre coafuri legere, nu folosim fixativ, nu mai tapăm părul, nu mai... Nu? Tapajul părului nu, pentru că la o astfel de petrecere niciun caz. Părul, practic, noi ne pregătim pentru somn și atunci trebuie să fie cât mai lejer și cât mai, mai natural, fără să fii agresat, de fapt. Da. Asta e cuvântul cheie. Place. Da, place. Super, place. Bine, te poți juca cu volumele a părului tău în toate direcțiile. Ia, ai putea să ne mai arăți chiar pe părul creț, pentru că sunt foarte... La Magda? Tu tot nu vrei să nu mă prind de buclele tale. Nu, poți să faci împletituri, dar la Magda, într-adevăr, putem să facem niște împletituri mai lejere, doar că pe păr creț se vor vedea mult mai volumineasă și nu se vede textura de împletitură așa bine cum se vede pe un păr mai întins, într-adevăr. Da, am vrut eu păr drept. De ce? Nu te mulțumești cu părul creț? Ba da, îi mulțumesc Dumnezeu pentru ce mi-a dat, dar părul drept mi se pare că este mult mai versatil, așa, adică te poți juca mult mai mult și poți să faci... Vezi cum sunteți voi? Dacă e prea drept, îl vreți creț, dacă e prea creț, îl vrem întins. Tu ne spui nouă cum suntem noi. Dacă e brunet, îl vrem blond și așa mai departe, normal. Ce putem să mai facem, mai spus, la părul creț? Bine, în același timp, cred că putem să facem și la părul drept, nu? Această coafură este bineînțeles ok că și se... pentru părul exact. Drept. Și asta și spuneam, nu facem o împletitură strânsă pe pielea capului, pentru că nu vrem să ai dureri de cap a doua zi. Și de încă loc. Ceva, un tip foarte bun, să aveți și grijă că multe aveți obiceiul să mergeți normal la duș sau baie seara, înainte de culcare, și aveți tendința să vă culcați și cu părul ud. Ei bine, trebuie de evitat acest lucru, pentru că riscați să vă treziți cu o migrenă a doua zi. Eu nu așa mă dorm. Dar poți să-i spun ce ne-ai zis 9 zilele trecute? Ia. Da. Că nu mă feresc. Maștă își spală părul în fiecare zi. Zilnic. Asta nu e un lucru rău. Nu e puțin ca mult? Și eu mă spăl vara de 3 ori pe zi. De bine, tu ai părul scurt, dar ea când aveam atât de lung, mă gândeam că poate, nu știu, nu... De aceea s-au inventat produse cu utilizare frecventă și, practic, te ajută pentru acest lucru. Dacă părul are tendință de îngrășare și, practic... Nu are tendință, să știi, dar te așa te simți dar tu bine. Dar așa mă simt eu bine, eu, să-l spăl în fiecare dimineață sau seară. Eu te înțeleg perfect, pentru că dacă nu mă spăl pe păr în fiecare dimineață, simt că nu mă trezesc. Deci am nevoie să fiu curat, fresh și curat. Nu, pe bune. Și uite, așa ți-am făcut o împletitură subțire. Stai mi-ai puțin, făcut? Light, da. Este împletitură perfect, light, așa, dar având în vedere volumul pe care îl are părul ei... Este light, da, pentru că nu e strâns, dar având exact în vedere volumul părului ei, este o coadă... Da, uite ce frumoasă este și împletitură. Asta voiam să le arăt telespectatorilor. Emily, o să te rog să te și întorci un pic, pentru că ar fi bine ca telespectatorii să vadă... Emily, ce frumoasă ești, doar ce de cu spatele. Da, în care îți stă părul, dar îți vine chiar foarte bine și este într-adevăr o coafură lejeră care ți se și potrivește. Îți place? Da, îți place. Foarte bine, e frumos? Ce frumoasă ești foarte tu. Bine, ia uita, ce frumos. Prins pe lejer. Majda, ia uita, ia uita ce frumos. Se vede ceva? Se vede, că ai un astfel de păr, ți-am mulțumesc. Zis, e atât de versatil. Mulțumim mult, dacă ți-ai pus tu mâinile tale magice, cu siguranță a ieșit ceva foarte frumos. Mulțumesc frumos, Adi. Mulțumesc și eu.